numesc Mihnea Ene și sunt de 18 ani în București. Radu Botezatu, ultima oară am descălecat în București în 2013. Sunt la a patra descălecare. Numele meu era Luca și sunt în București de când m-am născut, adică de 25 de ani. Lazarovici Andrei Paul și sunt în București de 25 de ani. Ce-ți place la București? Îmi place că e un oraș al teraselor, vara. E orașul în care ai cum să-ți iei bicicleta și să te pierzi așa în noapte pe la terase și să te bucuri de căldură și în același timp și de răcoare. E București mi-a plăcut din primul. Eu, practic, mă pot numi un om îndrăgostit de București, pentru că Bucureștiul, el oferă un fel de libertate cu un poco de stres, dacă vrei. Stresul ăsta vine dintr-o niște reminiscențe comunist-socialiste de atitudini taximetristice și de alt ordin de baruri nocturne pentru studenți, dar frumusețea lui vine din arhitectură și dintr-o mulțime de oameni foarte faini pe care poți să-i cunoști inclusiv la o bere, nu neapărat la un teatru cu acces de 300 de lei pe oră. E un oraș în care oricând, la orice oră, în orice zi, găsești tot ce vrei, tot ce ai nevoie. Este un oraș în care nu ai cum să te plictisești, ai foarte multe modalități de distracție, ai multe parcuri, teatre, muzee. Este un oraș superb, dacă ridici privirea și îl admiri. Avem clădiri minunate, case istorice fabuloase, cu o arhitectură extraordinară. Avem multă verdeață, cred că se și vede în spatele meu. Cred că sunt multe, multe lucruri care îmi plac la București. Îmi place la București agitația și oamenii că știu să se distreze în centru vechi. Eu toată viața mi-am dorit să mă mut în București și mi se pare că e un oraș super viu și îmi plac foarte mult oamenii și faptul că aici tot timpul ți se pare că ești un pic un pas înainte și că poți să faci orice. Mi se pare că ăsta e vibe-ul pe care ți-l dă București. Spune-mi care este locul tău preferat din București. Îmi plac foarte mult cartierul armenesc și cartierul evreiesc pentru că și-au păstrat originalitatea. Îmi plac foarte mult străduțele din aceste cartiere, casele, grădinile, curțile. Strada Mântuleasa este în top, strada Fasile Lascăr, strada Plantelor, strada Negustorii. Și îmi place noaptea, în nopțile de vară, să mă plimb acolo pe străzi, e un sentiment desăvârșit, e terapie curată, recomand tuturor. Parcurile. Îmi plac foarte mult parcurile din București, indiferent că vorbim de Herăstrău, de Iore, de Cismigiu, cred că avem parcuri foarte mișto pe care nu le găsești chiar oriunde. E foarte greu de ales un loc preferat, dar întotdeauna zâmbesc când trec pe lângă Lazăr, liceul în care am fost, și locul preferat e fix lângă la băncuțe, unde stăteam cu colegii. Apartamentul meu, pentru că locuiesc la etajul 10, am un balcon care dă spre Piața Unirii și văd apusul răsărit în fiecare zi și mi se pare că ăla e locul în care mă face să-mi dau seama că orașul ăsta e viu și că fiecare zi e minunată. Locul preferat ar fi Calea Victoriei împreună cu Parcul Cismigiu. Am multe amintiri de acolo și vor fi greu de uitat. Spune-mi ce înseamnă pentru tine centenarul Marii Unii. Îmi dă un sentiment că însemnăm ceva după atâta timp și mă bucur că sărbătorim împreună lucrul ăsta. Un moment în care poate oamenii românii ar trebui să fie mult mai uniți, să nu mai este atâta dezbinare, atâta ură, să fim cu toții într-o mai mare armonie unii cu ceilalți, să încercăm să avem grijă mai mult de țara noastră, să o respectăm mai mult și să o considerăm ca pe un copil al nostru. Ce crezi că trebuie să sărbătorim centenarul Marii Unii?
eu nu cred că el trebuie sărbătorit. Nu în sensul faptului că eu sunt împotriva sărbătoririi lui, dar chiar dacă el nu avea să fie sărbătorit, eu avea să știu că este centenar. Sărbătoria centenarului, în general, orice sărbătoare care este impusă sau dictată de orice fel de autoritate de stat sau religioasă și așa mai departe, presupune faptul că cineva a uitat. Pentru că ar trebui să ne facă să ne dăm seama din nou că suntem toți o voce și că nu ar trebui să fim dezbinați. Pentru că suntem în continuare împreună. Și pentru că putem face o grămadă de lucruri mișto împreună și pentru că ar trebui să ne deschidem mintea pentru a face încă multe lucruri de acum încolo împreună. E un moment important în istoria României și trebuie sărbătorit. Cum ar trebui să sărbătorească bucureștenii centenarul Mariei? Cred că prin cât mai multe evenimente, chiar și de tip concert, evenimente care să unească oamenii și să fie evenimente de tip team building, cred că ar fi chiar o idee bună. Trebuie să ne amintim să fim uniți, că de fapt de aici și denumirea centenarul Mariei Unii. Trebuie ca oamenii să fie uniți, să ținem minte că la 100 de ani trebuie doar împreună să putem să rezistăm și să înlăturăm tot răul, toate neajunsurile care ne înconjoară. Mi-aș dori să ne adunăm mai des oamenii care ne sunt dragi lângă noi și cred că centenarul pentru fiecare dintre noi e o chestie care ține de primul cerc, de prima rază, de oamenii mai apropiați. Nu cred că fiecare e interesat să vadă cu 500 de oameni pe care nu-i cunoaște, ci cu acei 20 care îi sunt aproape. Cum vezi tu bucureștenii? Sunt mare parte, dacă mă refer la pula mea, sunt oameni pozitivi și oameni care creează, oameni creativi. Sunt oameni faini, sunt oameni de la care ai de învățat în fiecare zi, sunt oameni vesteli, oameni care știu să zâmbească uneori. Sunt perfecți, așa cum sunt. Știu să se bucure de viață. Cred că asta este cel mai important. Creștinii în parc, exact tot atât diferiți ca și oamenii din Republica Moldova, ca și oamenii din Ucraina, din Rusia, din Franța, de oriunde am stat un pic mai mult. Și nu cred că văd anumite diferențe. Poate chiar aș face anumite complimente pentru bucureșteni și pentru românii în general și moldoveni de asemenea. Spune-mi o amintire frumoasă pe care ai tu legată de București. Prin 96, când m-am plimbat, cred că vreo 3 ore, în miezul nopții, cu rolele în jurul pieții Alba Iulia. A fost un moment tare mișto. Toate amintirile din București sunt frumoase, dar mi-aduc aminte cu drag de perioada liceului când mergeam pe motoare și era foarte nice pentru că era un fel de vamă din București, unde chiar dacă mergeai singur, tot timpul te întâlneai cu cineva cunoscut. Amintirea mișto din București, sunt niște zile pe care nu o să le uit niciodată, e legată de streetball-urile care se organizau și care încă se mai organizează la Politehnică, de Sport Arena Streetball, un spațiu în care ne duceam vinerea și plecam duminică seara. Acolo avem cele mai frumoase amintiri și cele mai bune vibe-uri de vară, așa, deși eram mai mic decât sunt acum. În liceu de muzică, acum niște ani, în perioada aia, fugeam cu colegii prin Parcul Carol sau prin centru vechi. Făceam o grămadă de chestii împreună, na, lucruri pe care le fac toți adolescenții și cred că alea ți rămân în minte, plus că sunt concertele din București care n-au cum să nu-ți placă și evenimentele care apar an de an. Și din fericire pe partea asta se pare că se înmulțesc și atunci vom avea mai multe evenimente și vom avea unde să creăm noi amintiri.